Yasmin, Aybik, Zehra, Tolga Ogulcan și Omer au fost împușcați de dușmanii lui Zehra. Din păcate, toți au răni grave, iar medicii și prietenii se roagă ca aceștia să supraviețuiască. Din cauza rănilor grave, Zehra nu reușește să supraviețuiască, iar acest lucru îi dărâmă pe toți cei dragi. Nebahat și Akif o iau pe Bahar la ei. Aybik este cel mai grav, iar medicii se chinuie să o resusciteze. Tolga suferă când află despre Zehra. El vrea să aibă grijă de sora ei, dar Nebahat și Akif vorbesc cu el și îi explică că nu va putea să se ocupe de ea și să-și continue studiile și să lucreze. Astfel, Nebahat și Akif se gândesc să o adopte. De pe patul de spital, ceilalți tineri trec prin mai multe stări. Ogulcan îi vede pe sora lui și pe Omer la capătul unui pot și lasă de înțeles că ei nu își mai doresc să revină la viață. Aybik îl roagă să aibă grijă de toți cei apropiați, chiar și de cel mic care va crește și ca deveni un frate de nădejde. Ogulcan refuză să înțeleagă ceea ce îi se transmite. Sarp este șocat de cele întâmplate și alege să doneze sânge pentru Omer. Ogulcan se teme că își va pierde sora și începe să țipe de durere când vede că medicii o resuscitează, dar fără succes.